ascultăm. Șacalilor, ce faceți? Ce se întâmplă, parcă e ciudat, nu? Dar dacă apăs un buton, wow, câtă lumină, wow, ce s-a întâmplat? Aura? Am luat aura? Bă, poate nu vă place de mine așa, haideți să fiu mai sexy o secundă, înțelegeți ce zic? Asta e culoarea mea preferată, poate vă place așa, mai red room, red room, yeah! Păi, la episodul trecut am făcut peste 1800 de abonați, da? Așa că dacă vreți să vă abonați, să trească familia voastră, sunteți cei mai tari și moment... stai că eu am lăsat asta, mă iertați, bă! Lăsăm așa, nu vreau să înțeleagă că eu fac acum videoclipuri de alea, înțelegeți? Eu aici ai scopul de amuzament, mai râdem și noi, mai alea, nu? Bă, voi când stați pe TikTok, deschideți direct comentariile și vă uitați la comentarii în timp ce merge TikTok-ul. E bine, asta o să facem astăzi. O să uităm la ce spun românii în comentarii, bă. De atâtea ori, eu, frate, mă uit în comentarii, bă, râd mai tare la comentarii decât la TikTok, frate. Nu este, deci românii sunt cei mai inventivi oameni, băi. Îl aveți aici pisniculeț, mai postează și ele au 1 milion de follower, dacă vreți să-i dați follower, dacă nu... Noi mai dați. Prima chestie la care o să ne uităm la atât de pe feed este șoferul Shelly. Nu știu care este treaba, dar o nebunie. Deci mi-a apărut numai pe TikTok șoferul Shelly. Deci o ajuns șoferul Shelly să facă mai multe TikTok-uri decât face Shelly. Ne-am înțeles? Este mai cunoscut decât Shelly șoferul Shelly în momentul ăsta. Te-am prins tu, Shemiu. Ia uite. A, deci ăsta e șoferul, mă. Stai că acum văd și eu cum arată. Da, ce hazar ești, prăzi la cap. Și Shelly. Ai noroc, băi, sunt eu aici. Zici că Shelly e șoferul. Cuvântul meu, bă, uitați-vă, o leacă. Bă, de ce asta este the main character pe cuvântul meu, veri. Și Shelly este acolo, veri, îți bag benzină sau motorină. Ia uite-l, veri, îmbrăcat, asortat, astea nici măcar nu știu ce fel, sunt șapcă frumos. Bă, deci asortat, nu când vrea, asortat. Și Shelly în spate, trească pe a mea, zici că ăla de adună mingile de golf, știi? Era minigolf de acolo cu milionarii, știi, care când dau râd în bogăție, așa e și el, mă, chiar adună mingile. Ia, băi, smărarea aceea, sau chiar ar ca el. Înțelegeți ce vreți, eu n-am zis nimic și eu am înțeles ce am vrut. Uite, trăiască familia mea, 100 de mii de like-uri, veri, șoferul. Hai mă să mă uit asta, după ce din comentarii. Bă, dar ăsta era țanca pe bune? Și cu le ce zici? Da, ți-am și cu le. Da, ca să stai. Noi ne-am uitat laptop cu Gabi, cu tot Ghiozdan. Și ce să fac? De mult am dormit eu în ghetto. Am dus 2 șepci. Iar zis care spune. Mai și fac locul să moară, n-ai de mai prost și de asemenea. Bă, veri, tu-ți dai seama că gen săracul om este filmat și în mașină, bă. Bă, stă omul în fiecare zi numai în filmări, trească familia mea să trezește din pat și vine omul ăsta. Oh, salutare, moșul meu, bună dimineața! Aștept cu mai mult entuziasm să postez tu decât Shelly. Cum era, învăță celul, îl bate pe maestru, șaca, 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 șaca. Am mers tu și cu acolo cu 200 și a dat mare blur, ne-a răcorit, bine, rău. Păi ce ai, veri, dacă nu-ți vede pe filmare, bă, poate merge cu 30. Ci că merge o leagă imaginile în stânga mașinii mai repede, e efect video. Ia mă că a fost Mamă, veri. Bă! Bă! What the fuck? Bă, știți că a fost bă, stai o leagă, gen, știam de toată nebunia asta, de drama asta. Bă, dar n-am ascultat videoclipul niciodată. Așa mult hate s-o luat băiatul ăsta. Ascultați-o leacă, trească eu. Ia. Ia. Doamne, câte huiduieli. Tu ieși afară. Bă, deci ca să înțelegeți, frate, a fost băiatul ăsta, baba așa, da? Care este cântăreț și a venit la Coldplay, l-a invitat aia, ați văzut, nu știu câți ani aveți, dar dacă sunteți mai mare, leacă știți că a venit cu Coldplay în București, a avut concert, Coldplay, faimoasa aia, trupă de rock. Oamenii ce au zis, bă, l-au căutat, cred că pe unul care e în trending acum, nu pe YouTube, din câte știu eu. Și l-au căutat și au zis, bă, uite, pentru că înseamnă că pe ăsta l-apreciază românii, nu, dacă e în trending. Hai să-l invităm să-l facem o surpriză, să cânte cu noi, știi? Le dai la surpriză români, românii! Noroc cu Babașa că am mai auzit și eu de Coldplay. Exact, despre asta vorbeam. Cu Coldplay n-am pus nimeni pe TikTok, toată lumea a pus cu Babașa, deci a fost de bine. Dacă știam că vine Babașa, am luat și eu bilet. Cel mai rău e că ne-am făcut de râs în fața celor de la Coldplay. Momentul a fost organizat de ei pentru a ne face un nou moment frumos. Mi-e rușine pentru ei, sincer. Românii, mai rasiști decât ai noștri, n-ai să vezi. S-a stricat și Coldplay. Uai, bă, săracu, bă. Artist român a dus pișeră de Chris Martin, huiduit tot de-ai noștri, ăștia suntem. Artist, morți-vă!
Wow, leu, ia uite, care artist. N-aș insista mult pe subiect, pentru că mai vreau să mă uit la comentarii de la români pe alt subiect. Dar nu știu, bă, mi se pare, de ce slow, uite, bă, am înțeles. Deci era așa, că îi tabăra asta de oameni care zic, da, domnule, dar ăștia care am mers la col, păi n-ascultă manele, știi? Și cealaltă parte care, bă, dar oricum ascultați și manele, gen, de ce vă așa pe voi? Bă, eu îi luam la microfon, bă, trească familia voastră, urcați pe scenă care comentați acum, urcați, n-auzi, culcat, n-auzi, îi luam pe scenă, luam ceva de care de aia. Uite așa, să ziceam care a huiduit să urce pe scenă. Și vorbeam cu bodyguards așa, mare coatinguri, hop, hop. O vrut ăștia, mă, să fac o surpriză, mă, să-l cheme pe ăsta care, o zi, bă, hai să luăm un om din România care e acum apreciat, că înseamnă că sigur le-am face o bucurie la români, că nu, că facem 2 în 1. Hai, că am făcut bucurie, dacă e. Continuăm. Când nu te antrenezi, cineva devine mai bun decât tine. Și aici nu vorbim de bani. Bine, rău. Bine, rău asta. Sunt cea mai bună din clasă la basket. Omul meu direct a zis că, bă, nu-i vorba despre basket. Sunt cea mai bună din clasă la basket. Piața Unirii, ora 9. Doamne. Bă! Bă! Bă, trească familia mea. Mamă. Băi, fraților, am fost odată, acum mai mulți ani, când am început și eu să mai mișc cu YouTube-ul și am venit la București, știi? Și atunci au trebuit să merg cu metrou, știi? Cred că am mers pentru prima dată, știi? La o oră de asta, tot așa dimineața. Bă, m-am speriat, înțelegeți ce înseamnă m-am speriat? Deci eu m-am trezit, eram undeva, da, pe aici, și m-am trezit odată în metrou, eram băgat așa, știi? Bă, eram între 5 de așa, eram la subțioară, așa eram cu nasul de... Bă, deci m-am speriat, nu știam ce să fac. Oamenii care stau 5 ori în trafic râd că se strică un metrou odată la 7 ani. Aștept plin de nervi un metrou full și după te mai vezi și pe TikTok. Îți dai seama, după ce ai așteptat metrou, o venit de 7 ori, veni, intri și tu în sfârșit în metrou și dai pe TikTok și te vezi pe tine cum stătea acolo plin de nervi. Bă, poate să faci o leacă ziua mai bună, nu? Caut chiria aproape de metrou. Merită, domnule, că e zona aproape de metrou. Continuăm. Dacă vine un străin la tine și îți spune: dragă copilule, hai cu mine să dau niște bomboane. Tu ce faci? Zic nu, pentru că mama mea îmi zice înainte de dulciuri mâncați. Very what the fuck? Ia, pătcă. Zic nu, pentru că mama mea îmi zice... Zic nu! Pentru că mama mea pune nu dulci înainte de mâncare. Străinul zice, hai să mâncăm și după îți dau bomboane. Și ai rezolvat-o, măi. Ia uite, trească familia mea. Ok, ce vrei să mănânci înainte de dulciuri? Capitale lovită de furtuni puternice, avioane de viate, copaci căzuți. Bă, da, bă, a fost o furtună aseară. Bă, dar mai bine că a fost răcoare, bă, dar a fost o furtună. Eu sper că mai am mașina în parcare acolo, subteran, că am văzut cât s-o inundat. Mă rog. Pentru a se distra. L-am văzut de când sunt așa furtun. Priviți, ia uitați, de încolo până încolo. Dar întotdeauna să nu te bucuri de răul altului. Deci este o apă în care eu acum am vrut să-mi iau un schijet, să-l sun pe Costi din Mamaia, să vină după mine, să-mi ia astea. Dar uite, n-am vrut să-mi dea schijet. Un milion am vrut să-i plătesc, n-am vrut să-mi dea. Asta e. Pentru a se distra. L-am văzut de când sunt... De răul cui? Așa furtun, priviți, ia uitați, de încolo până încolo. Dar întotdeauna să nu te bucuri de răul altului. Deci... Văleu. O fost de lea când ne aștepta. Bă, eu am înțeles ce-o vrut să zic. Gen, nu că râd așa. Bă, cred că am avut o zi tristă și acum de fapt îmi ies frustrările. Știi, poate eu sunt de fapt foarte frustrat, înțelegi? De fapt am o viață foarte tristă. Sunt așa furtun, priviți, ia uitați, de încolo până încolo. Dar întotdeauna să nu te bucuri de răul altului. Deci este o... Râul altului. Bă, poate fi un râu, bă, care se numește altului, veri. Ce Dumnezeu? Bă, ce mă enervează oamenii, atâta vă luați, bă. Poate se numește un râu în România asta, râul altului. Na, și ce? A prins și fără oportunitatea să-și facă talent. A așteptat toată viața interviul ăsta. Câte soarele-i pe cer ține ca la toată lumea. Exact, bă, ăsta era, bă, nu. Soarele. Atâta timp cât stă pe cer... Ține de cal la toată lumea. Nu mai, nu știu ce cu mine, iertați-mă că râd așa mult, dar mi s-a părut foarte amuzant, ok? Deci omul mi se pare că este un personaj. Omul chiar o aștepta toată viața lui asta, bă. Atâta timp când soarele stă pe cer, strălucește pentru toată lumea. Niciodată să nu te bucuri de râul altului. Ia. Bă, asta e în Bacău, vere. Pe pod la Șerbănești. Plin de nervi, n-ai idee. De ce? Ai fost la Nazar? Că mă plin prin căcatul ăsta de oraș cu morții, măsii, cu... Raliul morților, mătică, e blocat,
Vai, veri, dar ce... Dar chiar așa, bă, nu știu, în Bacău să mai fac raliuri de astea, nu înțeleg care-i treaba. Mai văd, și uite-o leacă cum se blochează orașul. Bun oraș, Bacău! Mutați-vă în Bacău, trăiască familia mea, cine vrea să mute în Bacău, să-mi dea mie mesaj. De fapt, nu-mi dați mesaj, vă-mi dați mesaj să vă zic că nu. Mama e? Mamă, dar o știu pe asta. Tata-i avea multe amante? Na. Tata-i a fost un tip cu minte ca mine. Adică deloc? Nu, no, și mama cu minte. Nu mă mai zic de tata e gică, de bărbatul tău. Aaa, tu tot ăsta. What the fuck, man? Uai, cel mai mare plot twist, man. What the fuck, man? Uai, nu mă aștepta la... Bă, dar cum o tresărit deodată, trească familia mea. Băi, deci această bătrânică este altceva. Uite aici. Cât ai dat pe geacă? 3 milioane, mă mai. P***a mea. Prea mult ai dat. E mult? Păi cum, chiar tu iei, mă? Du-și. Eu mergi, p***a, în geacă. Mergi, un iat de geacă. Comentarii ce să citesc de aici, că toate sunt de bine, uite, acum veniți de acasă, comic rău, mamaie să străiască, se ne pot bine ai mamaie, se aduce de toate, vai că mor, toată lumea apreciază. Bă, cam asta au fost, deci, da, românii sunt cei mai tari, din toate punctele de vedere, și dacă mai aveți vreodată clipuri de astea amuzante, cu comentarii și mai amuzante, vă rog să-mi dați tag, că poate o să mai facem videoclipuri de astea. Băi, deci eu m-am spart de videoclipul ăsta. Nici nu știu despre ce a fost. Deci nu știu ce am făcut. Eu mai mult am râs. Nu știu, nu conta ce era pe ecran, eu cred că râdeam. Deci nu, eu nu știu ce am văzut. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici și vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru mine. Bă, de ce v-am zis, simt nevoie acum în fiecare videoclip să vă mulțumesc pentru că mi se pare, bă, huge ce se întâmplă. Ieri am făcut 80.000 de membri pe grupul de mimuri, da, pe Facebook, 80.000 de membri. În ultimele 28 de zile am făcut peste 33.000 de abonați pe YouTube. Deci este mult. Nu mai zic de clipurile pe care le-am postat pe Instagram, pe TikTok. Sunt toate apreciate. Îmi lăsați comentarii, multe comentarii la clipuri. Vă mulțumesc foarte mult, sincer. Like-uri de astea n-am. Nu știu ce să vă mai zic. Vă mulțumesc extraordinar de mult. Să știți că sper să vă dau o stare bună cât mai mult și cât o trăi eu pe pământul ăsta, să încerc să vă dau o stare bună. Bă, să îmbunătățesc un pic starea. Și dacă ai avut o zi proastă, știi, să faci un gen, măcar atâta își destul pentru mine. Și vă mulțumesc că dacă voi nu mi-ați dat stare de asta așa bună, eu n-aș putea să vă dau la rândul meu. Îmi pare rău că nu știu despre ce a fost videoclipul. O să încerc să-i caut un titlu potrivit. Și până data viitoare, ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Bubu!